Sunt Bogdan Naumovici, lucrez în publicitate. Tocmai acum vreun an de zile am primit un titlu de ăsta de publicitar deceniu, cel mai bun om de publicitate din ultimul deceniu, de la o revistă de business. Și cred că ar trebui să mă știți de prin apropo TV-uri sau de reclamele cu Lasă-l frate și cu Batman, măcar de acolo și ar trebui să mă știți. Ce m-a mânat pe mine în viață, cum am ajuns eu să fac lucrul ăsta? Povestesc lucrul ăsta de multe ori. În primul rând, pentru că este complet nerelevant. Experiența mea este destul de netransmisibilă, din păcate. Dar am să încerc să punctez câteva principii care poate vă folosesc în vreun fel. Eu am avut norocul și ghinionul să mă educ să fac bucata de formare, să spunem, ceea ce înseamnă până la intrat în facultate și poate primii ani de facultate, pe vremea lui Ceaușescu. Asta înseamnă că a trebuit să studiez matematică fizică. Deși aș fi vrut, eram olimpic pe țară la engleză, aș fi vrut să fac limbi străine, la vremea respectivă, dacă făceai filologie, mai vedeai Bucureștiul la 40 de ani cu fotomontaje, nu ajungeai vreodată înapoi în București, ca profesor de engleză. Și atunci a trebuit să mă țin de mate fizică. Am ținut de mate fizică, am făcut liceul la Măgurele la fizică atomică și m-am dus la facultatea TCM, Facultatea de Tehnologie Construcțiilor de Mașini. Mi se spunea pe vremea, inginer de toate, inginerul universal. Ca să, după 3 ani de stagiatură, oriunde în țară, unde mă aruncam media, pe vremea aia, cu cât are media mai mare, ajungeam mai aproape de București. La ce media aveam eu, mă așteptam să fiu la New York. Nu știu dacă mă repartizau la New York și atunci am încercat să fac TCM-ul, ca după 3 ani de stagiatură, unde dracu m-ar fi aruncat timp, să mă întorc în București. Tot a mers bine, anul 1 fără restanțe, anul 2 cu o singură restanță și după a venit anul 3 când a venit și Revoluția, în decembrie 89, drept care am luat cu totul alte direcții decât TCM-ul, că nu-mi doresc să fiu inginer TCM. Și atunci am făcut 3 ani de anul 3 și anul 3, după 3 ani mi-au zis că nu am voie să mai repet, că mă exmatriculează, n-avem voie să faci un an mai mult de 3 ori, am trecut în anul 4, am făcut anul 4 de 3 ori, iar mi-au zis că mă exmatriculează, am trecut în anul 5, am făcut anul 5 de 3 ori și când mi-au zis că mă exmatriculează și după anul 5 le-am explicat că deja lucram în Leo Burnet, lucram în publicitate și i-am lăsat să mă exmatriculeze, așa că am liceul la bază. De-aia vă zic că experiența nu e neapărat transmisibilă. Sfatul meu nu este să rămâneți repetenți 12 ani în facultate ca mine, că veți reuși în viață. Nu e despre asta, așa mi s-a întâmplat mie. Dar timpul ăla n-am stat, nici n-am muncit, dar am făcut o felul de lucruri. Am fost între primii care am scris și am și vândut Cața Venco. Am fost între... după care am făcut o firmă cu câțiva prieteni de distribuție de ziare. Am 200 vânzători de ziare în București în mai 90, eram plin de bani, pe cuvântul meu. Nu existau impozite pe vremea aia, nu exista nimic, nu exista contabilitate, nu te întreba nimeni. Și câți bani ai făcut, că trebuia să dai ceva la stat, era ferie. După au venit minerii și noi cum aveam biroul în Teatrul Național, n-am avut nici birou, nici bani, nici contracte, nici nimic. S-a terminat afacerea așa, cu venirea foarte simpatică a minerilor din 13-15 iunie. După am apucat de politică. Am fost președinte la tineret, la PNL-AT, ulterior PNL-93, vreo 5-6 ani. Mă duceam pe la Strasburg, pe la nu știu ce, Internațional Liberală de Tineret, credeam că asta o să fie viața mea. N-a fost asta viața mea. Și tot așa, tot felul de lucruri. Am fost traducător pe la sindicate, mă duceam cu ei pe la seminarii cu sindicatele ca să le traduc și mai băgam și eu la cap tot felul de lucruri. De la ei. Și uite așa, până la 29 de ani, când a trebuit să mă angajez pentru prima oară, practic noi am mai pus niște cârciumi și la 20 ceva de ani nu părea să ai nevoie de altceva decât de alcool gratis. Sau ce puțin asta era, așa credeam eu. A făcut ea o inginerie financiară combinată cu o inginerie financiară a Ministrului de Finanțe de atunci, care a confiscat valuta oamenilor din bănci și atunci dolarul a sărit de la 3.000 la 9.000 peste noapte și mai că mi-a pierdut atât afacere, cârciumile pe care le avea, cât și apartamentul în care locuia și ne-a trezit pe stradă. Și ne-a trezit pe stradă, trebuie să stăm undeva și așa am ajuns eu să mă angajez. M-am angajat la un prieten la o agenție de publicitate, am lucrat la el, $100 pe lună câștigam. Și am lucrat la el 8 luni de zile. În 8 luni de zile n-am văzut niciun leu de la Mișu Mora, Dumnezeu să-l odihnească, băia bun, altfel, dar n-avea comenzi. Și acel nu m-a plătit 8 luni de zile. Și în sfârșit am avut prima comandă, am făcut niște spoturi, animație pentru margarine, Vizana, Topul, de la Topul, nu știu, Fruștiu, niște prostioare.
Și am luat vreo 3.000 ceva de dolari câștigat la atunci. Și așteptam să-mi dea Mișu, 800.000. Și a venit Mișu dimineața și a zis, băi, s-a dus cu o zi înainte să dusese la Craiova să-și ia bani. Și a venit Mișu și a zis, Bogdane, bă, iartă, m-am încercat să-i mulțez la cazul lui azi noapte și am pierdut pe toți. Și am Mișu, că te iubesc, dar eu mor de foame, trebuie să mă angajez undeva. Și am ajuns, așa am ajuns să dau vreo 3 interviuri, 3 teste, nu știu ce, 5 subiecte fiecare la Leo Burnett, ca și junior copywriter. Și mă întrebau prietenii mei atunci, băi, ce te duci să te angajezi, dar și ce te duci să muncești, ce te duci să faci? Că știu că nu făcuse mai nimic de-a lungul vieții. Acum, mă rog, făcuse tot felul de lucrușoare, dar nu am vreo specializare în ceva. Și le-am zis, bă, mă duc să mă fac director de creație. Eu, cum mă uit așa la televizor, în 97 era asta, cum mă uit așa la televizor și văd piața de publicitate, cum văd eu spoturile, mie mi se pare că în 6 luni ar trebui să fiu mai bun ca toți ăștia. Nu mi-a luat 6 luni, mi-a luat vreo 2 ani și ceva, până să ajung director de creație în Leo Burnett. Și atunci, mă rog, când m-am angajat, am muncit foarte mult. De bine, mi-am spus părerea, pe ce muncisem până la 29 de ani, mi-am spus în primii ani de angajat. Pentru că nu eram bun, pentru că abia învățam, bâșbăiam, munceam foarte mult. Am muncit primii 4 ani de zile în Leo, n-am avut nicio zi de concediu. Am avut la un dat 8 luni consecutive care n-am avut nicio zi de weekend. Ne prindea dimineața des pe la întreprindere. E adevărat că și era orice fel de motiv. Eram tineri fără obligații, își luau un adidas și pe și nu bem și se bea la întreprindere, evident, seara. Era și poezie, dar era și, a fost și foarte mult de muncă în anii aia. Și la un dat, din nou, mi s-a părut că nu e nimeni numărul unu așa pe piață, în mod evident. Nu era, ba era Darcy un an, ba era Tempo un an, ba era McKen un an. Și am zis, păi dacă nu e nimeni, nu vreți să fim noi. Și am ieșit, la vremea respectivă, am chemat toată presa, așa am știut eu să fac treaba asta. Am chemat toată presa și am zis, fiți atent, de 5 ani de acolo, o să fim agenția anului la Ador, la Festivalul de Creație Românesc. La vremea aia eram cotați pe locul 8 într-un top de ăsta făcut între agenții. Și azi de aia nu schimb numărul 1 timp de 5 ani. În primul an de promisiune n-am reușit. Am pierdut la un punct titlul de agenția anului, în condițiile în care președintele juriului era Worldwide Creative Director de la Leo Burnett. Deci noi ne aduseserăm, am reușit să convingem celelalte agenții să facem festivalul ăsta cu juriul străin, pentru că este singurul mod în care să ai și obiectivitate și competență, să nu fie cu prietenie de asta românească și pe găști, să fie juriul străin. Fiecare și-a adus câte un juriu, noi l-am adus pe directorul nostru de creație Worldwide, dar mondialul nostru, și Michael Cola, care a fost ales ca președinte al juriului. E, având președintele juriului, am pierdut la un punct. Ceea ce, în afară că am îmbătrânit 5 ani în seara aia, mi se pare că a demonstrat că aveam dreptate să avem juriu străin. Că iată că se poate fi obiectiv un juriu străin. Fără, la un punct înseamnă o nominalizare, încă o lucrare de noastră băgată pe shortlist. Adică era ușor să câștigăm noi în loc să pierd. Din anul următor însă am câștigat, într-adevăr, de 5 ani la rând. Am zis că am promis de inițial că după 5 ani stăm un an pe bară. Și în anul ăla, în care, după 5 ani în care am câștigat, în anul ăla nu s-a mai ținut festivalul. În anul următor s-a ținut, am stat în apăpare, în următor iar am intrat, iar l-a câștigat Leo Burnett. Deci ne-am cam făcut treaba așa, zic eu, cam ne-am ținut de cuvânt, ne-am ținut de ce am promis. Și overall, cred că toată povestea asta se trage din cele spuneam cu prietenul meu la bere cum mă angajam, că urma să mă angajez. Și mi-a zis, băi, eu n-am făcut nimic până la 29 de ani. M-am trezit la prânz și m-am culcat de dimineață. A fost o viață foarte frumoasă. De poker, bere și trăznăi. Politică, cața, frumos, poezie. Iar acum deodată eram nevoit să mă trezesc dimineața să mă duc la muncă. Și mi-a zis, băi, eu nu înțeleg să mă trezesc dimineața. Dacă tot mă trezesc dimineața, eu înțeleg doar să fac asta doar dacă vreau să fiu cel mai bun. Altfel o să fiu frustrat toată viața. Dacă trebuie să mă trezesc cum n-aș fi vrut de dimineață, și n-am niciun orizont, nicio chestie pe talentul celălalt, aș fi înjurat o viață. O viață mi-aș fi trezit trist. Fira la contract, iar mă trezesc de dimineață, iar trebuie să mă duc la muncă, aole, șeful ăla tâmpit, munca aia nasoală și așa mai departe. Și am găsit ecuația asta în care îmi spunea, dacă tu mă trezesc de dimineață, vreau să fiu numărul unu, ca să am de ce să mă trezesc de dimineață. Mă trezesc cu bucurie, cu motivație de dimineață, nu cu supărarea de dimineață. Nu știu dacă funcționează la toată lumea, la mine a funcționat. Pentru colegii mei, cred că
Nu știu dacă am avut asta în cap, eu am încercat să le insuflu lucrul ăsta cât de mult am putut. Și de-aia când am făcut promisul ăsta cu 5 ani de agenția lui, de-aia am chemat întâi presa și am făcut promisiunea. Că i-am aruncat în apă, pe toți colegii mei am pus cu spatele la zid. Fraților, eu am promis asta pentru noi toți, acum trebuie să ne luptăm. Că vreți, că nu vreți, aia e. Vreo jumătate dintre ei cred că au plecat, fiindcă n-au simțit, nu le-am făcut presiunea. Dar restul s-au îndrăgit și au devenit mai buni și mai motivați. De unde ni se trage nouă asta, cred că e un noroc de generație, dacă mă întrebați pe mine. E greu de extrapolat norocul ăsta, caracteristica asta. Noi am fost decreței, generația 67-68, în 67-68 a dat Ceaușescu decretul prin care se interziceau avorturile. Devenea avortul ilegal. Și atunci ne-am născut foarte mulți copii. Probabil cei mai mulți dintre noi nedoriți la vremea respectivă. Dar asta a pus presiune pe toată generația, pentru că eram foarte mulți pe loc la intrarea la liceu, foarte mulți pe loc la intrarea la facultate, ulterior foarte mulți pe loc la intrarea la, de la place un job, la, și așa mai departe. Într-un articol, parcă din, nu mai țin, dacă era un jurnal național, acum vreo câțiva ani, a scris cineva un articol din generația decrețăilor salvează România. Și dădea vreo, nu știu, 10-12 exemple de oameni din generația mea care au făcut vreo brânză în meseria lor. De la, nu știu, Mungiu, care tocmai luase Palm d'Or la Cannes, la, nu știu, Adrian Boțea, uite, la Bacchiani. Tot felul de omulți din generațiile astea noastre care făcuseră un soi de performanță. Și la un dat are el acolo o chestie care mie se pare absolut definitorie. Zice așa, paranteză, în anul meu, ca să înțelegeți ce înseamnă că eram mulți, în liceul Bălcescu actual, care acum este Sfântul Sava, aveau clase în anul meu până la Z. Deci erau 26 de clase de-a 12-a, vreo 24 de-a 11-a, ce ori mai fost după aia, 15 de-a 10-a, 10 de-a 9-a, whatever. Deci abonat erau vreo 1000 de copii în liceu în același timp. Și asta zicea și articolul respectiv. Băi, erau uriașe liceele, dar un număr foarte mare de copii, un teren de sport, 5 minute de pauză. Cine joacă fotbal? Mi se pare că asta este definitorul pentru generația mea. Cine juca? Nu în ora de sport, când era clar că jucai cu clasă. Nu, în ora 5 minute de pauză. Cine joacă pe teren? Care se ia, care prin teren? Și mi se pare că asta e cel mai telling lucru despre generația mea. Mi se pare că asta am avut-o noi de mici. Am avut-o, trebuia să prindem să jucăm pe terenul de fotbal. Trebuia să te scos cumva. Și uite că mai vorbesc pe la licee sau pe la... Da, și pe la licee, dar acolo mi se pare important. Că parcă atunci, acolo mi se pare că se formează omul în facultate. Mă duc și vorbesc pe la licee și mă îngrozesc că este... Pare cool acum, sau ce asta e informația mea, pare cool să fii scutit la sport. Inclusiv băieți, să nu facem sport. Sunt șmecherii, sunt de aia care nu fac sportul. Sunteți proști rău. În afară de limba străină pe care o învățați în liceu, vă jur că următoarea materie este sportul. Nimic altceva nu este mai important decât ce învățați în liceu. Nimic altceva, nicio informație nu e mai importantă decât ce capeți de la sport. Și nu vorbesc de fitness și health și siluetă. Vorbesc despre cum e să câștigi, cum e să pierzi, cum e să pierzi în ultima secundă. Cum e să câștigi în ultima secundă, cum e să dai ultima pasă în loc să tragi tu. Și așa mai departe. Cum este să, nu știu, să un prieten al tău să te lase baltă și să vezi cum reacționezi în cazul ăsta. Mie mi s-a părut cel mai formator de caracter, dacă vreți, subiect, obiect pe care l-am învățat în viața mea. Dincolo de mate, fizică, engleză, română și așa mai departe, dar sunt informații, whatever. Probabil că ți ajută la ceva, dar ca și ce te mână, ca motoraș de mânat în viață, nu te mână nici chimia, nici fizica, nici limba română. Cred că te mână sportul, dacă mă întrebați pe mine.